Avem o mașină de găurit, defectă, cu defecțiune la partea mecanică, roata aia dințată, eu zbura niște dinți, n-am mai putut-o folosi. Și am zis că hai să văd dacă pot folosi butonul de reglare a sensului și turației. Deci am văzut, scrie pe el aici undeva, că rezistă până la 4 amperi, așa că o să-l pun pe un motor distorcător de fructe și butonul ăsta are o parte mecanică și parte electrică. Partea mecanică are ceva arcuri până într-un, nu știu ce mai are pe acolo, și partea electrică, cred că e jumătate din dispozitivul ăsta, trebuie să fie ceva regulator de tensiune cu triac, ceva dispozitiv electronic. Identificați exact chefirele, care unde merg, ca să știți exact unde le legați când le mutați pe alt motor. O să fac operațiunea asta. Am avut și un condensator, care când am desfăcut o căză jos, o să-i pun altul. Și să vedem ce iese. Am finalizat legăturile. Ne-am pus un condensator. Ce-o venit de la perii, am legat la perii. Ce-o venit de la stator, la contactele care mergeau la stator. O să-l izolez și după aia facem o probă să vedem ce iese. No, am gătat de izolat. Între timp am mai uitat și ce are înăuntru acolo pentru reglarea turației. Are ce să desfac. Ia să vă arăt ceva. Are un dispozitiv electric cu triac. Cam așa arată. Care aici înăuntru se fixează doar compresare. Aici sunt niște legături. Hai să vedem dacă merge. Deci pârghia de a sensului de rotație e dată spre dreapta. Să vedem dacă merge treaba. Hai să schimbăm direcția, sensul de rotație. O dăm pe partea stângă. Thank you.
Dacă doriți să mențineți la turația maximă, se apasă butonul ăsta de aici. Apăsați altă și revine. Se pare că dispozitivul chiar mare, nu l-am așteptat. Am gândit că e ceva stricat la el. Cam asta e. Sper să vă iasă și eu vă mulțumesc.